În comuna Ciupercen, de exemplu, administrația locală reușește să strângă din taxe și impozite aproximativ 1,5 miliarde de lei vechi. Din acești bani nu pot fi acoperite nici cheltuielile instituției. De investiții nici nu se pune problema, susține etilul Dumitru Tăloi. De fiecare dată a fost nevoie să apele și la strâng din partea guvernului. Primăria Ciupercen trece numai din taxe și impozite, alte venituri, nu are alte surse de venit. Și la cât se ridică aceste taxe și impozite? La 1,5 miliarde. Practic este o sumă mult prea mică din care să faceți și investiții, de exemplu. Bineînțeles. Exemplele pot continua, în aceea situație se află și primăria Dănești. Edilul Emilian Rusu spune că din banii de taxe și impozite abia ar acoperi cheltuielile cu personalul pentru o perioadă de câteva luni. Sumele care ne-au venit la urmă am căutat la începutul anului, prin hotărârea Consiliului, am căutat în primul rând să am salarizarea personalului până la sfârșitul anului. Aici totul este în regulă. Așa, lucrări de executat, am terminat cu arieratele, nu m-am arierate și am bani ca să închei cu lucrarea unui drum comunal DC56B din Șasa. Drum care m-am deturnat de modernizat doar 700 de metri din 6 km. Deci, încolo, alte lucrări, am proiecte, dar nu am bani ca să pot să mai încep alte investiții. Din taxe și impozite, mare lucru, eu nu pot să fac. Din taxe și impozite încasez în jur de 3,8 miliarde bani de-ai vechi, deci mi-ar ajunge cam pentru 7-8 luni salarizarea la toți salariații. Nu pot ca să fac investiții. Pentru a confirma că de fiecare dată când vor să realizeze ceva, solicită sprijinul guvernului, primarul din Ciupercen, Dumitru Taloi, a precizat și câteva din proiectele pe care le are pentru comună. Toate vor fi făcute cu ajutor de la stat. Am solicitat pentru DC103 Ciupercen, Peșteana Vulcan, reabilitare rețea alimentare cu apă în satul Ciuperceni și Priporul, reabilitare alimentare cu apă în satul Strâmba Vulcan, modernizare drum sătesc, DS2 Voianu și DS3 Zorziva, biserica de satul Strâmba Vulcan, reabilitare. Multe dintre primării au ajuns la sapă de lemn și fără sprijin din partea statului riscau să fie debranșate de la utilități. De asemenea, o problemă serioasă o reprezintă plata la timp a angajaților, care uneori este dificil de făcut.